Ia uitați ce, ce înseamnă și un băț bun. Am pescuit cu un metod de 40. Îl fac scurt. Firul principal de 0,10. Ia uite că sunt. Foarte bine. Băi, ești nebun. Eu n-am văzut un pește așa mare pe Dunăre, bă. Nebunie. Băi, frate. Asta este trofeul excursiei. Și ninge. A început să ningă. Bă, era că nu intră în ăsta, nu? Uite-te și... No, acum e acum. Salutare! Vreau să vă arăt cum curăț eu crapul fără să fac prea multă mizerie. Ia uitați aici o parte din el, de pe partea cealaltă l-am dat jos. Ca să nu sară solzii, am să vă arăt. Acesta este crapul care l-am prins la Dunăre. Când am fost acum ultima oară, are, acum l-am cântărit acasă, a avut 7,8 kg, probabil a avut peste 8 kg, că el mai scade stând în apă, a stat 2 zile în apă. Cei care vreți să-l vedeți cum l-am prins, o să aveți un filmuleț pe YouTube. Haideți să vă arăt. Deci se ia un cuțitul, se pleacă de pe margine, din coadă. E puțin mai greu la început până vă obișnuiți. Sper să se vadă că stau așa într-o parte. Să plec din capăt, da? E trepiedul aici și nu pot. Dar important e să prindeți ideea. Ia uite, vedeți? Și vine frumos tot. Nu l-am prins la mămăligă, cum credeți toți. În general, crapul se prinde la porumb, nu? La mămăligă și cu porumb. Eu l-am prins la un wafter. Și la nadă.
Ia uitați, piele de șarpe. Și acum mai rămâne câte un sols, doi, care puteți să-i curățați fără să faceți prea multă mizerie. Gata, restul știți ce să-i faceți. Numai bine, urmăriți-mă în continuare pe Scrit și Pasiune cu Active Baits. Asta e captura pe două zile. Deci o zi, jumate, noaptea și astăzi, din păcate am prins numai 3 pești. Dar Dunărea este aici. Nu suntem la...